Salut, prieteni! În lume există multe filmări paranormale, unele dintre ele fiind false. Eu am încercat să vă prezint secvențe care fac parte din realitatea noastră. Oricât sceptici ar exista, credibilitatea lor este consolidată de aceste filmări stranii. O filmare stranie înregistrată de una dintre camerele de securitate ne arată că sufletul rămâne atașat de locul morții. În interiorul mașinii, la momentul acela, nu se afla nimeni, iar vântul nu bătea. Fiți atenți! Din cauza calității, nu se poate observa la prima vedere. Însă dacă privim atent, în interiorul mașinii se poate observa mișcare. Videoclipul acesta este compus din două clipuri, surprinse de camera video, de la același spital. Ne arată agresivitatea spiritelor care nu ușau liniștea. Autorul care a făcut publică filmarea spune că întâmplările paranormale sunt frecvente pe tura sa. Chiar dacă pare ireal, ele sunt reale. A doua filmare este asemănătoare cu prima, însă întâmplându-se într-un alt loc din spital. Asistenții care erau la muncă în momentul acela au auzit zgomote ciudate din interior, speriați pentru că știau că nu se află nimeni în încăpere. Au hotărât să vizualizeze camera de supraveghere. Uitați ce au surprins! Dacă aveți un răspuns, puteți să-l împărtășiți în comentarii. V-ați aflat vreodată într-un loc nefamiliar, iar instinctul vă spunea să priviți înapoi, nesimțindu-vă în largul vostru, ca și cum ați fi urmărit de cineva. La fel și persoana care a filmat acest videoclip a simțit pe pielea lui un fior rece, în timp ce explora ruinele unui spital, împreună cu câteva persoane.
Persoana spune că s-a asigurat să fie ultimul din grup și că nimeni nu s-a mai aflat în spatele lui. Însă o silueta a fost filmată cum îi urmărea. Se poate să fie un cercetător sau este fantoma unei dintre foștii pacienți ai spitalului. Un bărbat de la o firmă de curierat a ajuns la spital pentru a lăsa un colet. Conform politicii firmei, acesta trebuia să filmeze predarea drept dovadă. Însă a surprins un lucru neașteptat. E Fabiana. Înainte să ajungă curierul, un pacient a decedat în locul acela, datorită unor complicații de sănătate. Se poate ca el să nu fi trecut și să fi rămas blocat între cele două lumi. Morga este una dintre cele mai de temut locuri din spital. Bărbatul din imagine lucrează la morgă, o slujbă care nu e pe placul multora. Însă de curând a manifestat niște experiențe tulburătoare. O entitate s-a atașat de el. Fiți atenți! Fotografia a fost făcută în mașina personală, după ce a terminat serviciul. În fotografie este fața unei persoane care a ajuns la morgă săptămâna aceea. Fotografia asta a fost făcută în timpul pauzei de masă. A vrut să-și fotografieze colegul. Însă a reușit să surprindă entitatea care își face veacul acolo. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare.